Salutare și bine revenim pe canalul 101 Unelte la un nou film. Astăzi îți voi prezenta Drujba Stern CSG 5200BX. Hai să vedem specificațiile înainte să o prezentăm. 52 de cm cub, 3.3 cai putere, 7500 de rotații pe minut viteza lanțului. Cât încape în rezervor, încape un amestec de 550 ml, pentru că este o drujbă în doi timpi, unde se pune de amestec de ulei cu benzină și rata amestecului este de 25 părți benzină, o parte ulei. Și aveți și un bidon de amestec pentru a face amestecul aici, care are o capacitate de 600 ml. Lungimea lamei 40 de cm, zgomot 117 decibeli, greutatea drujbei 6 kg, 460 de grame. Și hai să vedem aproape drujba, cum arată. Aici avem un avertisment cum se face amestecul în limba engleză. Șocul, balonașul de amorsare, trebuie pornită cu două degete și de aici se pornește întrerupătorul, sfoara, piedica și în momentul ăsta îți arată aici. E un arc și arcul este strâns, deci fiind trasă spre față, este pusă piedica. Ca să desfaceți, o trageți spre voi. Așa, aici cum trebuie să arate lanțul, sensul de tăiere fiind înspre față. Nu are gheara pusă, deci gheara trebuie să o montăm, o avem aici. Mânerul e un aluminiu cu un cauciuc peste. Aici ce avem? Avem două rezervoare. Rezervorul pentru amestec și... De fapt nu sunt două rezervoare. Celălalt rezervor e aici. Ăsta e rezervorul pentru ungerea lanțului, unde se pune ulei. Și are aici indicator. Pâlnia pentru amestec când băgați în rezervor și aici avem cheia, o parte este pentru bujie, cealaltă este pentru capacul de la lanț și lamă. Asta este o pilă pentru ascuțit lanțul, acum se vede bine. Avem două șurubenițe, una mică și cealaltă este aici. Așa, două imbusuri, unul mare, unul mic. Aici avem manualul, instrucțiuni de folosire, scrie aici. Deci este în limba română tradus și Stern este o firmă omologată la noi în România. Sunt niște produse foarte bune. Sunt peste alte modele de drujbe, cum sunt cele rusești, Mogilev sau Baikal. Normal, cât dai atâta face de obicei. Hai să trecem la lanț. Ok, și acum haideți să vă arăt cum se montează. Și o să începem în primul rând cu pieptenele pentru arbuști sau gheara de arbuști, cum vreți să-i spuneți. Ciudat este că e rotunjit pe partea asta care se pune pe interior. M-am uitat, am studiat cum se pune și partea asta mare trebuie să fie la bază, trebuie să fie jos. Și te-ar încurca dacă nu citești nimic, o să zici: păi da mă, dar e rotunjit, o pun așa. Nu. De fapt, se pune cu partea rotunjită în jos. Ok, de ajuns. Câtă putere poți să-i bag în coada scurtă, e de ajuns. Și
Așa, cum o să desfac capacul? Cu asta mică. Este mai greu dacă e frâna trasă, nu? Hai să trag frâna în spate. Am tras frâna. Și a ieșit mai ușor, cu frâna slăbită. Și o să pun lanțul. Mă uit pe capac, dar de fapt avem sensul și aici. Mai mă uit odată și pe capac, că mereu e pe capac. Corect, e aici, da? Sensul de rotație. Deci ginții vor veni așa. Am pus lanțul. Pun lama. Pun capacul înapoi, cu frâna slăbită. Ok, aici trebuie să vină frâna peste pinionul ăsta. Și vine. Și când o să se strângă, o să se strângă. Dar momentan e ok. Nu-i nevoie. L-am pus-o invers. Și o să dau jos lama. Vreau să fie cu scrisul în jos. Bine, la voi tot contează. Tot contează că e pintenul ăsta de aici și acolo trebuie să intre cuiul ăsta de aici. Da. Ok. Și pare că a intrat. Și l-am nimerit din prima, fără să mișc, fără să fac nimic. Strâng un pic aici, nu mult. Atât, să fie desfăcut acolo. Și acum strâng lanțul. Sigur că e pe ghidaj. Mai mă uit odată că a intrat pintenul. Se vede pe dedesubt și întorc aici lama ca să se vadă. Aici un șurub negru, nu se vede foarte clar, dar aici avem șurubul ăsta pe care trebuie să-l strângem ca să strângem lanțul. Foarte mult șurubelniță asta. O să mai aduc o șurubelniță și o să fac oaia. Am adus o șurubelniță cu care să strâng acolo mai ușor. Și înainte de a se strânge complet, trebuie să o privesc pe lama. Să mișc un pic. Mai trebuie strâns, da?
Deci nu cred că o să zboare de pe lamă. Hai să și vedeți ce am făcut aici. Da. Poți să o mici cu mâna. E un pic elastică. Și stă pe lamă. Ca să nu se desfacă, trebuie strâns capacul. Și să o strâng. Hai să vedem cum arată ea. Așa montată. Așa arată cadrul larg. Arată odată cum se acționează frâna. Așa e blocată. Așa e slăbită. Hai să vă arăt cum se pornește. Deci frâna e slăbită în momentul ăsta. Așa trebuie atunci când o porniți. Trebuie tras șocul. După care acționați pompița de amorsare până când se face alimentarea cu amestecul de benzină și ulei. După care apăsați butonul de pornire pe 1. După care trageți foara și după ce ați tras foara, trebuie să lucrați cu ea. Deja se trage șocul înapoi după ce a fost pornită. Bun. Vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă vreți să vă abonați, puteți să vă abonați. Puteți să ne lăsați un like sau un dislike în caz de v-a plăcut sau nu v-a plăcut. Găsiți link-ul către produs în descriere în caz de vreți să-l achiziționați. Până data viitoare, la revedere!